atunci când omul se gândește la dentist, se gândește la, vai, ce o să mă doară, ce probleme să am. Și totuși, la un dent am văzut fețe zâmbitoare, am văzut oameni care vin aici și cărora nu le este frică, nu se gândesc că vor ajunge aici și vor avea parte de dureri și de un tratament rapid, eficient, cu unelte performante. Suntem înconjurați așa de tehnică. Pe lângă tehnologii, în primul rând, cred că avem nevoie de să lucrăm cu pasiune, cu dragoste, cu aplecare pentru meseria asta noastră și, în primul rând, eu îmi educ echipa, mi-o pregătesc pentru a oferi acest tratament cu suflet pacientului. Înainte de toate, suntem medici și oferim servicii pentru pacienți, le rezolvăm problemele cu suflet, cu dragoste. Apoi venim cu tehnologia și creștem performanțele noastre ca medici. Dar înainte de a fi medic, trebuie să fim oameni. Care vă calcă pragul pentru prima dată este întâmpinat de niște fete frumoase la intrare, care zâmbesc, care încearcă să liniștească încă din priviri de la început. Sunt primiți de către niște oameni frumoși și atunci automat scapă de această teamă, pentru că nu sunt tratați, aici sunt tratați altfel. Nu ca niște clienți, ci ca niște oameni care vin și caută alinarea unor suferințe, pe de-o parte, și pe de altă parte caută rezolvarea rapidă a unor probleme, într-adevăr. Da, tratăm cu suflet. Tehnologia vine să suplinească puterea noastră de a trata. Deci, eu cred că ăsta este secretul succesului nostru, de asta clinica este mereu plină de pacienți, pentru că am găsit această rețetă a succesului, pentru că suntem alături de oameni pentru a rezolva personalizat problema lui. Nu avem o rețetă pentru toți pacienții. Ne aplecăm la nevoile pacientului, la situația lui financiară. Pacienții vin să ne vadă, chiar dacă nu au nicio problemă stomatologică, preferă să intre în cabinet și doar să ne salute. Normal, așa e și normal. E și prevenția face parte din toată această poveste. Da, și apoi ne aduc prietenii, rudele, ne recomandă. Asta este un lucru care pe mine mă încântă și îmi dă satisfacția profesională. Sunt convins că tulcenii vă cunosc deja, dar aș vrea să ne spuneți în câteva cuvinte unde vă găsesc tulcenii și cu ce puteți să-i ajutați până la urmă. Păi oferim toată gama de servicii medicale, de la investigații până la tratamente, dar ce facem noi și ce mi-am propus eu, nu doar să tratăm pacienții, ci să-i educăm. De asta facem aceste emisiuni, să prevenim afecțiunile dentare, să-i monitorizăm, avem tot felul de softuri prin care sunt anunțați că a venit momentul să vină la cabinet pentru un control medical, la o igienizare profesională, pentru a-și menține beneficiile. Avem beneficii create pentru pacienții noștri, cum ar fi consultația gratuită la 6 luni, discountul de 30% la această igienizare, tocmai pentru a menține rezultatele tratamentelor noastre. Trebuie spus că tulcenii nu trebuie să mai meargă la București, nu trebuie să mai meargă la Constanța, pentru că au aici tot ceea ce au nevoie. Exact, am creat aici acest mediu medical, această clinică cu servicii complexe, pentru că îmi doresc ca tulcenii să nu mai plece la Constanța și la București. Îmi doresc ca românii de pretutindeni din țările, din străinătate, să revină aici printr-un program de turism medical. Îmi spune că poți să vii în Delta, să te relaxezi câteva zile și după aceea să vii să-ți rezolvi și o problemă medicală pe care ai avut-o. Da, mai ales că mă încântă mai mult ideea de a trata românii noștri din țară și de pretutindeni decât străinii, știind că deja mentalitatea românilor, ajung mai ușor și la sufletul lor și la mentalitatea lor, mă înțeleg mai bine, mă pot mai exprim mai bine limba mea și atunci de ce să nu profităm și să oferim servicii de calitate românilor. Și ca să revenim la subiectul nostru de astăzi, să facem așa un rezumat. Vorbim în primul rând despre medici care sunt oameni și care te tratează altfel și despre tehnică medicală ultramodernă.
Da, am investit în lasere tocmai pentru că eu am fost de mică speriată de acest sentiment de durere și am fugit de medici, dar pe altă parte aceste experiențe negative ale copilăriei mele m-au făcut să achiziționez aparatură performantă care să anihileze sau să diminueze această senzație de durere, cum ar fi anestezia computerizată, anestezia fără ac, trei, patru tipuri de lasere cu care completăm întregim toată gama de servicii medicale. Renunțăm la freză, la bisturiu, la suturi, vindecarea este accelerată și rezultatele sunt spectaculoase chiar și pentru mine, care mă plimb la congrese și văd asta zilnic și eu sunt uimită de aceste rezultate.